cea mai mare cascadă din România. Noi mergem în Maramureș. Nu ne mai simțim bine niciunul. Există trotuare, văd că sau există trotuare, doar că nu sunt pentru noi. Nu e niciun pericol de furtună momentan. Nu pot spune că vede păstrăvi la suprafața apei pe undeva. Sau că sar. Cred că platou Tiol e cel mai frumos platou momentan pe care l-am văzut. Bună dimineața! Ne-am trezit super devreme astăzi, e sâmbătă și avem un weekend în sfârșit liber să mergem să facem ce vrem noi și mergem în Maramureș într-o excursie așa scurtă de două zile să vedem ce putem face pe acolo. Eu nu prea am fost în partea aia țării, în Maramureș, cred că de 2-3 ori și cu ocazii speciale, nu în botezuri. Astăzi mergem însă să vizităm. Gata, ne-am echipat, ne-am luat cafea, am alimentat. Pornit la drum. Facem până în Maramureș 3 ore din Cluj. Nu știu dacă e aglomerat sau e drumul foarte lung sau foarte rău, dar vedem. Primul lucru pe care îl facem astăzi e să ne cazăm și mergem direct la Cascada Cailor, care am înțeles că este un traseu destul de ușor, de o oră, oră și jumătate maxim, dacă mergi pe jos. Poți să ieși telescaunul și poți să mergi cu mașina până acolo. N-am mai fost, abia aștept să ajung. Eu nu știu, schimb, a fost. Mai că el conducea? Foarte mult timp. Long time. Un singur lucru știu despre Cascada Cailor, că este cea mai mare din România. Am învățat despre Cascada Cailor la geografie, prin clasa a 3-a, a 4-a, cred, când se face geografia României. Și mi se pare așa foarte drăguț că... A 5-a? A 4-a. Mi se pare foarte drăguț că în sfârșit pot să merg să-mi văd. Sper să fie o zi foarte bună astăzi, că nu prea s-a arătat de dimineață. Eu nu am mai dormit de la 5, că am avut frisoane și am strănutat și mi-a fost rău și cred că răcesc. Și Ionuț e cu dureri de spate, cu oboseală, cu... blocat de spate. Da, sperăm să ajungem să ne simțim bine și să fie cald și să ne bucurăm de weekendul ăsta și să mă apară. Mergem pe munte, eu nu prea sunt obișnuită cu muntele, Nu prea am făcut așa drumeții în natură. Mi-am luat doar o pereche de colan și o fustieră, sper că nu răcesc pe acolo. E destul de cald astăzi. N-ar trebui să fie nevoie de mai multe haine pe munte, doar dacă vine ploaia. Ceea ce tot timpul sunt șanse mari să vină ploaia. Dar pe cauza mea arată bine. Dar eu nu ți-e și mare amator de munte. Deci pentru el o să fie în mediul lui. Pentru potrivit, amatorii sunt aia care fac chestiile foarte rar. Eu am fost pe munte de mai bine de 2 ani. Am oprit iarăși la o benzinărie să luăm apă, că deja nu ne mai simțim bine niciunul. Sper să se termine foarte bine ziua asta și weekendul ăsta, că am mare emoții deja. Din nou, noi am reușit să ne cazăm, ați văzut ce cameră drăguță avem. Am mâncat ceva și acum pornim într-o mică drumeție. Eu încă nu știu unde mergem, eu nu s-a făcut undeva drăguț. Și hai să vedem. Am ajuns în Borșa, în stațiune, am parcat undeva lângă Hotel Roman, unde este o parcare super măritoară, avem loc. Și acum ne pregătim să luăm telescaunul, mergem sus, într-o zonă foarte împădurită, se vede extraordinar de aici și chiar abia aștept să ajungem. Am prins o vreme atât de drăguță, mi-am luat un pullover, dar nu mai pot de cald. Eu nu se pregătește și el acolo, are treabă cu geanta, cu camera, cu echipamentele și am făcut o mică greșeală, am uitat ghiozdanul de echipamente acasă, așa că le cărăm pe toate în mână după noi. Asta este. Cam ciudat că mergi pe șosea. Nu există trotuare, văd că sau există trotuare, doar că nu sunt pentru noi. Trebuie să fie tare frumos aici iarna. Ace pârtea olimpică? Nu, asta e pârtea Runc. Pârtea olimpică e în dreapta.
Okay. Pârtea olimpică are gondolă, pârtea rund are scaun. Aia e pârtea olimpică care are gondolă. Am ajuns pe telescaun. Am văzut că telescaunul e deschis de la 9 dimineața până la 6 seara și îți costă o oricare 25 de lei. 25 de lei oricare, dacă vrei dus întors 40 de lei. Deci mergem sus spre lacul Știol, iar drumul de jos duce către cascadă. Cât avem de mers? O oră jumătate până la lac? Până la lac și până în Șa 1,5. Și până în Șa Gărgălău 2 ore. Aia e cea mai departe. De acolo deja urci spre Ineu, în Rodnei. O să mergem în Șa și dacă mai avem chef, mergem și la lac. Bun. Dacă nu se întunecă... Hai să ne grăbim. Hai să facem un sprint aici. Da, facem sprint și tu după aia mai ai durcat încă un kilometru. Păi. Băi, ce priveliște! Și în jos să mergeți pe cascada Cador, mâine să venim la cascada. Aici e tăietură, vezi? Unde e tăietură? Să faceți zmeură. Arătați stufe de zmeură. Ai mâncat? Am mâncat, sunt foarte bune. Poți iei, astea sunt mai faine de pe tufă. Te-ai murdărit în mâini. Da, te faci așa. Ai, ce bune-s. Vrei să gust. Altfel, le mănânc eu pe toate. Le mănânc imediat. Ai văzut ce frumos e partea asta aici. Da. Eu nu s-am lăsat cu afinele în mână și a găsit frăguțe acum. Cred că nu mai ajungem la niciun lac azi. Cred că afină mică, am găsit-o. Fructele mele preferate. Fructele de pădure. E foarte bună. Bine. Este atât de cald, dar mi-e și așa de lene să-mi dau bluza jos. Este extraordinar. Ce liniște. Ce priveliște. Verzi, frumoase, luminate. Oh. Sunt foarte multe mașini aici, se urcă destul de bine, că sunt și mașini micuțe și nu neapărat 4x4. Este un popas unde sunt o grămadă de mașini cu corturi, iese fum, cred că ard grătarele acolo. Chiar e o zonă foarte liniștită și foarte multe animale. Sunt multe stâni și tot felul de animale pe drum, cai, vaci. Câini, oi, capre. A, uitați că vă ziceam de mașini. Când este drumul, arată foarte bine aici. Aici. 45 de minute până la cascada cailor în partea dreaptă, iar noi mai avem 30 de minute de mers pe jos până la tăul Știol. Suntem tot aici pe platoul Știol sau Șaua Știol. Eu nu-ți caută traseul pe telefon, mai că nu mai avem semnal. Drumul arată wow. E foarte, foarte frumos, foarte verde, foarte adictiv, așa. Înțeleg de ce oamenii încep să prindă drag de mers pe munte și să meargă să exploreze munți. Pentru mine e prima dată când fac asta. Bine, nu e chiar explorat de munți, că nu urcăm pe niciun munte. Dar tot e fain, poate o să mai încerc. Uite, suntem bine, Ramona, suntem pe traseu.
e marcat în fața. Deja de la peste 1600-1800 de metri nu mai crește niciun copac, nici bradul, e așa rădăleț și apare jneapănul și sunt o grămadă de jnepeni aici, e un jnepăniș întreg. Dacă intri prin el, e ca un labirint. Pe el e plin de tufe de afine. Ia uite una. Ce ai ochiul format? Într-un final, după un traseu de o oră și jumătate, am ajuns la lacul Știol. E așa de liniște aici. Ionuț se uită după păstrăvi. Tot spune că vede păstrăvi la suprafața apei, pe undeva. Sau că sar. Au ajuns la unul superb. Ar pescui. Trebuie să vină pe la culoare. Este extraordinară priveliștea. Superb, superb, superb și colorat și proaspăt, verde. Ador verdele ăsta crud de pădure. Acolo sunt câteva corturi, nu este semnal. E doar natură, soare și acolo e chiar drăguț. Aici unde suntem noi este deja întuneric la ora 6, dar pe cealaltă parte încă este soare. E frumos, a meritat. Din păcate nu mai putem sta mult, că trebuie să coborăm și nu mai avem telescaun, trebuie să coborăm pe jos. Pe jos? Tot traseul? Tot traseul, care e foarte lung. Cred că o să facem 3-4 ore până acasă. Ne-a plăcut, mai venim. Atât am mers de mult că am primit mesaj de la Vodafone că am ajuns în Ucraina. Am ajuns înapoi la parcare. S-a terminat bateria, dar ziceam că am ajuns la baza pârtiei în 3 ore și jumătate. Din momentul în care am urcat pe telescaun, am mers până la lacul Știol. Ne-am întors, am mai stat la poze, am filmat câteva cadre pe acolo și am venit pe jos, pe pârtia asta care e destul de abruptă. Când ești pe schiul, wow, ce soare! Pentru prima experiență cu muntele, pentru mine a fost foarte frumos. Cred că o să ne mai întoarcem sau o să facem și alte drumuri. Poate. Mi-a plăcut mult. Mi-era dor de mers pe munte. Nu am mai fost de mult. Mi-era dor și interesant că a fost un traseu total necunoscut. Nu știam la ce să mă aștept. Nu știam cum ți-ai luat de echipatea asta și mi-a plăcut. Cred că platou Tiol e cel mai frumos platou montan pe care l-am văzut până. De foame? Aș putea mânca. Ce ți-ar fi poftă? Plus că păstrăv mănânc sigur. Dacă sunt aici în zonă, pe stânga și pe dreapta numai direcții, reclame despre de păstrăvării găsesc, deci păstrăv o să fie. You never thought you'd go back on your word. Broken promises, set me back down to earth. Back down on the curb, yeah. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum am urcat în telescaun și iarăși mergem sus să pornim către cascada Cailor. E o vreme super drăguță astăzi. E foarte faină vremea. Astăzi era vremea de podrumeție mai lungă pe care am făcut-o ieri. Dar ne bucurăm azi de cascada Cailor și mai mult de vreme decât de drumeție. E super aglomerat la telescaun. Este o coadă infernală. E până în parcare. Și cred că se tot adună. Cred că e peste 200 de metri coada. Da, și se tot adună. Deci aglomerat frumos, o zi faină de august. Și chiar e și păcat să nu te bucuri de vremea asta, că sunt cred că vreo 23 de grade acum la ora 11 și cred că se mai și încălzește. Cerul senin, e o vreme foarte bună de mers pe munte. Nu e niciun pericol de furtună momentan. Gata, am trecut poarta spre cascada Cailor. Avem de mers un kilometru? Cam așa, cred. Era aproximativ 30 de minute. 40 de minute scria.
Sunt curioasă cât facem noi și 45. Cred că noi o să facem 20 după antrenamentul de ieri. Dacă aveți chef de o plimbare, o drumeție, la Borșa se poate veni aici, că nu trebuie cine știe ce echipament. Sunt oameni îmbrăcați super lejer, cu blugi, încă cu încălțăminte nu neapărat adecvate de munte. Deci e super accesibil pentru toată lumea și pentru copii mici. Acolo este cascada. Este superbă, superbă. Am ajuns în sfârșit la cascadă și este extraordinară. Suntem la altitudinea de 1300 de metri și cascada Cailor este cea mai mare cascadă din România. Are o cădere de 90 de metri și cică este foarte spectaculoasă primăvara, când debitul apei este foarte mare. Însă și acum e o priveliște grozavă. Wow! Înapoi la poarta spre Cascada Cailor. Am făcut o oră și 45 de la poartă până la Cascada Cailor și înapoi, dar am stat foarte mult și am pozat, am filmat. Foarte multe opriri la poze și video. Foarte multe opriri. Traseul nu e de 40 de minute, e cam de 20. Dacă vrei să nu obosești, îți trebuie puțină condiție fizică, dar dacă nu ai, tot poți să-l faci. Numai că o să fie, sunt unele porțiuni 50 minute care sunt un pic mai grele. M-am ajuns la telescaun, e un pic de coadă. Ieri am coborât pe jos și am făcut 2100 de metri cu diferența de nivel de 500 de metri în 27 de minute. Astăzi mergem cu telescaunul înapoi pentru că vrem să mergem la o păstrăvărie care ne place foarte, foarte, foarte mult. Abia aștept să mâncăm icre. Nu am mâncat nimic, doar gândul că ajung acolo. Hai să vedem. Din păcate, obicei la pârtile de schi din România, cred că doar Sinaia face excepție, și asta pentru că se află în gol alpin, este că sunt foarte multe case construite la baza pârtiei și se tot urcă cu construcțiile. Asta înseamnă că se taie foarte mult din pârtie și practic jos ai doar un culoar foarte mic, unde ar cea mai mare nevoie când ajungi cu schiurile. Nu e un obicei deloc bun și poate că ar trebui să învățăm de la pârtile din străinătate că e nevoie să lași loc liber pe lângă pârtie, la baza ei, și să, în afară de clădirea cu telescaun, telegondolă sau cabină sau ce mai fi care să te ajute să ajungi înapoi pe pârtie, cam de atât ai nevoie, și restul, parcările și magazinele și hotelurile, să fie mai la distanță. E o coadă foarte mare la urcat cu telescaunul. Am fost inspirat să venim mai de dimineață. Cam da. Am ajuns la păstrăvărie în sfârșit, unde vă spuneam. Venit cu cel mai mare fan pește de aici. Da. Abia am prins loc, sunt cred că sute de oameni și la coadă, în așteptare, erau peste 30-35 de oameni în grupuri. Noi am avut super mare noroc, am fost doar noi doi și ne-au luat, cred că în 5 minute, nici măcar 5 minute nu am stat. Au sosit icrele, wow! Eu pentru asta am venit. Arată grozav, grozav.
Cam așa au arătat cele două zile Maramureș, total neplănuite. Am venit cu așteptări foarte joase, semi-bonlab și s-a sfârșit prin a face prima excursie montană. Ne-am bucurat de o vreme frumoasă și de o mâncare pe sufletul nostru. Sper că v-am inspirat măcar puțin în caz de nu aveți idei ce să mai faceți în puținele weekenduri rămase din această vară. V-am pupat!